Vă salut prieteni și bine ați venit sau revenit pe canalul meu. Videoclipul de astăzi este unul interesant, așa că rămâneți cu mine până la final fără să derulați. De asemenea, abonează-te la canalul meu dacă când n-ai făcut-o și apasă pe clopoțel pentru a fi primul care primește notificări atunci când eu postez vizionare plăcută. Mașina se târă încet pe o șosea de țară înghețată. Ca un prădător care se furișa între căsuțele întunecate, în mare parte părăsite. Aici, undeva. Să nu pot trece mormăi șoferul în vârstă, Macar Ivanovici, apoi, cu inima îndoită, adăugă, nu se vede nimic. Ce ceață, dracu, să o ia! Cuvintele lui erau adevărate. Petru, care stătea pe scaunul din dreapta, se scărpina și chiar se aplecă înainte, încercând să vadă ceva prin parbriz. Cu toate acestea, farurile scoteau la iveală doar o zăpadă lichidă. Petru nu putea să înțeleagă cum șoferul reușește să meargă în direcția corectă. El vedea doar ceață și ninsori mici, asemănătoare cu ace, care se aruncau în fața mașinii, parcă râzând de călători. Se învârteau, dansau, apoi dispăreau în întuneric. Nici nu știam că iarna poate fi ceață. A recunoscut Petru cu nerușință. Era un locuitor al orașului, nu obișnuit cu o asemenea furia naturii. Poate, și ce ceață! Ciocni limba bătrânul, apucând mai tare volanul, pentru că mașina a intrat pe un tronson înghețat. Ah, mamă! Despre ce vorbesc? Ah, da, această ceață se numește ceață de gheață. Este formată din cristale mici de gheață care plutesc în aer. Uite, uite-te cum scânteie în lumina farurilor! La noi, de îndată ce temperatura scade sub 10, totul este imediat în ceață. Nu există vizibilitate. Dacă ieși afară la o vreme ca asta, te vor lua. Cine mă va lua? Se încruntă Petru. Nu-i plăcea ideea ca cineva să-l prindă în ceață. El fugise aici de urmăritori. Spiritele, desigur. A clătinat din cap bătrânul și s-a încruntat la colțul gurii. Spiritul Trescună sau Trescună. Bunicul lui Moș Crăciun. Știi cum spuneau toți, inclusiv bunica mea, când venea frigul pe pământ. Iarna a venit. Trescuna a dus o Este rău, irascibil și domnește peste înghețurile sălbatice. Atunci când auzi că gheața de pe râu, pereții de la colibă, lemne în cuptor, copacii din pădure trosnesc, înseamnă că face prostii îți face frică. Dacă îl întâlnești pe unul, te vei îngheța în clipă. Dar există un mod de a-l Trebuie să pui terci la ușă. Dacă îl vei răsfăța pe trescună, nu va mai face tărăboi, ci va mai înveli și culturile de toamnă cu zăpadă, să le ferească de îngheț. Petru s-a prins că ascultă cu atenție povestea bătrânească și mai și de de-a din cap. Conștientizând acest lucru, s-a tras înapoi și s-a întors spre fereastră. Tfu, naiba! Nicio oră nu am petrucut în sat, iar eu deja am urechile clătite și ascult despre un oarecare trescună ca și cum mi-ar fi nevoie de această informație. Gândi Petru, strângându-și degetele de la picioare, care începuseră să înghețe în pantofi. Aici ar fi să scap de bandiți obișnuiți, nu să hrănesc cu terci spiritele din pădure timpul pe ceas se apropia de zece noaptea. Petru a imaginat involuntar cum ar fi ajuns acasă dacă nu ar fi apărut în calea lui acest bătrânel bun. S-a dovedit că bunicul Macar mergea în orașul vecin pentru a-și duce nepoata la părinți. Petru cobora din autobuz, care nu mai mergea mai departe, și se gândea cum să ajungă la Macova, când lângă el s a oprit niște ghijiguri și bunicul a oferit să-l ajute. Din cauza vremii drumul, care ar fi trebuit să dureze o jumătate de oră, a fost lung. Petru a trebuit chiar să iasă din mașină când Jigul, după un strănut, a decis să se oprească. El a împins mașina, iar bunicul a încercat să-și pornească ticalul de fier. Totul a reușit, dar acum tânărul bărbat nu putea să-și încălzească mâinile și picioarele. Dragă! A ordonat vesel bărbatul apăsând pe pedala de frână. Faptul că șoferul comanda Tijigoi, ca pe o cală nu l-a surprins pe însoțitorul său. Petru Petrucu se cu el în mașină prin zăpadă mai mult de o oră, iar după senzații se simțea cunoscut cu bătrânul toată viața. Radia lui Macar Ivanovici nu funcționa, așa că el, ca șofer responsabil, a luat asupra sa onoarea de a-l distra pe pasager cu povești, anecdote, bancuri murdare povestea scurtă despre Trescanel era doar o picătură în oceanul de cunoștințe ale bărbatului. De curând, Macar Ivanovici i-a povestit lui Petru o poveste teribilă despre satul Macova. Se spune că pe marginea satului, în vremuri îndepărtate, locuia un bărbat care lucra la -ți biserică sau casa domnului. Așa se numea clădirea, lângă coliba acestui bărbat. Casa a fost creată pentru a ascunde până la primăvară pe cei morți înghețați. Erau așezați unul peste altul ca lemne de foc. De la fric, ei deveneau tari ca piatra. Primăvara, biserica o deschidea porțile și permitea rudelor să-și ia morții și să-i îngroape. Faptul că undeva în apropiere se afla un loc care era folosit ca morgă de iarnă îi crea lui Petru disconfort. Iar povestea a povestit bunicul Macar că bărbatul acela a înnebunit. Se temea să rămână fără slujbă, așa că a început să trimită sufletele pe cealaltă lume și să le ducă în biserică. Oamenii au realizat ce se întâmplă atunci când au înțeles că în sat jumătate dintre locuitori nu mai erau. S-au supărat atât de tare încât au ars casa bărbatului, împreună cu el. Din acea zi, a spus bunicul, mângâindu-și barba albă. Din acea zi bântuie fantoma lui prin sat iarna, cerând să fie primită în casă. Și dacă îi deschizi ușa, vei îngheța și te va duce la biserică. Era adevărat sau nu, dar un lucru era sigur, o mare parte din casele din Macova erau încă goale. Deci Petru era sigur că oamenii pur și simplu se mutaseră în oraș. Ei bine, am ajuns. A anunțat cu un ton vioi șoferul, întorcându-se spre Petru iată, casa ta stă acolo. O să o găsești, măcar în întuneric. O să o găsesc, mulțumesc. A mulțumit sincer Petru, întinzând buzele într-un zâmbet. Nu aș fi reușit fără tine. S-a întins la geantă, apoi la buzunar, pentru a găsi câteva bancnote pe care să îi le dea bătrânului, în semn de mulțumire. Cu toate acestea, bunicul a pufnit, am împins mâna cu banii înapoi. Ce-ai întors-o? Mă vrei să mă jignești, nu? A crăpat el sprâncenele stufoase, din care părul ieșea în direcții diferite. Cine plătește cu aur pentru bunătate? Așa am vrut. Să te mulțumesc! S-a jenat Petru, care toată viața s-a crezut că banii sunt cea mai bună recompensă, cadou, expresie a recunoștinței și, în general, lumea se învârte în jurul lor. De fapt, din cauza banilor și a propriei sale prostii, se află în satul Macova, noaptea, în mijlocul iernii. Dacă vrei să-mi mulțumești, vino cu nevasta mea și cu mine la ceai. Sau putem să bem și o țuică. A clipit viclen bătrânul. Căci baba mea, știi cum e? E o femeie așa, nu te poți fura cu ea. Imediat simte dacă am băut măcar cinci grame. Iar dacă va găzdui un oaspete, așa să știi că imediat va pune pe masă țuică, pahare clic, va tăia cârnați de casă, va pune slănină. PFFF Bărbatul și-a întors ochii visător, anticipând Petru cerea. Petru a înghițit și el în sec. Nu mâncase de mai bine de două zile. De la emoție și frică pentru pielea sa nici o bucățică nu-i mai intra în gât. Acum, când s-a mai calmat, stomacul gol i-a dat de știre prin spasme dureroase. Ei bine. Dacă e așa, atunci vin, sigur. O, uite, ce am! A exclamat brusc Petru și a început din nou să caute în geantă. A luat cu el câteva sticle de cealbă, ca pe un calmant. Una i-a întins-o bătrânului oh, asta e mai bine. Văd că mă respecti. S-a bucurat Macar Ivanovici, acceptând darul. O să o păstrez, tu vino doar. Locuim acolo, lângă magazinul pe care l-am trecut. A arătat cu mâna în ceața înghețată. Nicăieri. Apoi, bătrânul și-a încruntat fruntea, și-a scarpinat bărbia cu degetele și a anunțat, iată ce, Petru în jur de tine aici, în ambele direcții, nu există nicio ființă vie. Dacă ceva nu va fi în regulă, imediat pune-te în picioare și vino la noi, înțelegi. Casa noastră are acoperișul verde. Pe pe ea zace zăpadă. Atunci așa vom face, scrie-mi numărul meu, te voi întâlni. Bătrânul a scos un telefon vechi, cu butoane, și i-a permis lui Petru să-și scrie numărul de telefon. Când tovarășii și-au schimbat contactele și s-au despărțit, Petru a luat valiza de călătorie și a ieșit în ceața înzăpezită. Fața lui s-a înțepat imediat, de parcă acei s-ar fi înfipt în piele. S-a strâmbat și s-a dus la poartă. A trebuit să se chinuie să o deschidă, pentru că era înghețată. Petru s-a întors, a văzut că bunicul Macar încă mai stătea, luminând cu farurile, ajutând pe drumeți. Totuși, oamenii din sat sunt oameni buni. A gândit Petru. Petru a intrat în curte, prin zăpezile care ajungeau aproape până la talie, și s-a strecurat până la intrarea în vechea casă. Izba scundă se uita cu încruntare la oaspete cu ferestrele ei întunecate. Pe ușa ei atârna un lacăturiaș. Din fericire, Petru avea cheia ei bine, sim sim, deschide-te. A cerut noul proprietar al casei, iar la câtul a cedat. Această casă îi aparținea bunicului său, sau poate chiar străbunicului său. Petru nu știa cu adevărat cine locuia aici inițial. Poate chiar bărbatul nebun din povestea bunicului, cine știe, descendenții sătenilor. Petru își amintea fac de călătorile sale în această casă părinții săi au abandonat de vreme ideea de a petruce vara în natură. Le plăcea mai mult să călătorească în străinătate. De asemenea, l-au mutat pe bunic în oraș, pentru că era bolnav și avea nevoie de îngrijire. Când Petru a primit moștenire terenul și cabana, a vrut imediat să o vândă. Dar, așa cum s-a dovedit, se putea obține doar niște bani mărunți. Oamenii fugeau din Macova spre civilizație. Unii chiar abandonau casele. Cine ar putea să-și vină în fire și să cumpere una? Atunci Petru a decis să aștepte. Totuși, s-a gândit, pământul scumpește, investitorii hotelierilor se uită la Macova. Natura aici era minunată, poate va crește un sanatoriu. Iar apoi și casa lui va fi vândută cu mulți bani. Ceea ce Petru nu putea presupune era că cabana clătinată avea să-i devină adăpost și refugiu. Chiar și salvare. Intrând în casa întunecată, bărbatul s-a uitat în jur. A pornit lanterna telefonului, a aruncat o lumină asupra colțurilor prăfuite, care erau locuite de păianjeni. Ei bine, aici măcar este uscat și nu este zăpadă. Petru a găsit un avantaj și apoi a adăugat fericit și nu sunt nici corilași. A aruncat valiza pe o veche canapia, a pornit în căutarea a ceea ce i-ar fi putut fi de folos. De exemplu, lumânări sau pături, care, Doamne ferește, să nu fie putrede. Cum a ajuns Petru în Macova? Totul a fost din cauza prostiei sale. Petru trăia bine, chiar și foarte bine. A scris o programă care a avut succes și a adus succes a început să câștige bine și a putut permite o mașină și o casă modernă, direct din salon. Cu toate acestea, tinerețea și bani în plus i-au învârtit capul bărbatului. El căuta mereu ceva care să-i facă sângele să fiarbă. Deoarece cumpărăturile și călătoriile la stațiunile de schi nu mai aduceau fericire. Și a găsit, din păcate. Prietenii l-au invitat pe bărbat la un cazinou clandestin el a fost surprins și agitat, de unde în orașul lor o astfel de raritate. La început a eitat, nu a vrut să joace cu legea și norocul. Cu toate acestea, prietenii au insistat, nimeni nu te roagă să pariezi imediat milioane. Hai, să pierzi câteva sute de dolari pe seară. Și ce? Au pufnit tovarășii. Dar ce emoții vei avea? și încă vei intra în elita societății, acolo, conform zvonurilor, se învârt crema. Poate vei face noi cunoștințe. Altfel, nu ai creat noi programe și banii vor expira în curând. Așa că Petru a cedat la rugăminți. Prietenii s-au dovedit a fi drept. Nu i-a părut rău de banii pierduți, iar cel mai mic câștig îi făcea sângele să fiarbă în vene. Există o bună zicală rusă, tatăl nu a bătut fiul pentru că a jucat cărți, ci pentru că s-a răzbunat. Din păcate, Petru nu a auzit-o. Azartul și dorința de a-și recupera banii câștigați atât de greu l-au entuziasmat atât de mult pe bărbat, încât a vizitat cazinoul a doua oară. Și apoi a treia oară. A treia oară a fost fatală. În cazino, s-a întâlnit cu o doamnă luxoasă, care s-a prezentat ca Margot cum îl privea cu ochii ei negri ca apele adânci. Cum îi zâmbea, dezvăluind dinții ei de perlă. Cum se lipia de pieptul ei plin. Desigur, Petru a început să se comporte în fața ei ca un mascul de păun care își desface coada uriașă în evantai. Voia să-i arate fetei că banii nu sunt o problemă. Bărbatul nu a înțeles când s-a trezit la masa de pacher, iar Margot stătea pe genunchii lui, Sticla lui Petru nu era goală. Bruneta se freca cu fundul de zona lui genitală, făcând ca sângele să-i curgă acolo, iar din creier să-i scadă. Cărțile se loviau de masa verde. Vei putea să-i învinci, cred în tine, îi șoptea Rita la ureche lui Petru Biat, mușcându-i lobul urechi. Petru zâmbea arrogant, mângându-i coapsa. În fața ochilor lui pluteau culorile cărților. Următorul lucru pe care bărbatul și-l amintea era că pierduse totul, absolut totul. De la conștientizarea greșelii, acesta s-a trezit brusc treaz. Rita, care și-a pierdut rapid interesul pentru el, a alunecat de pe genunchii lui Petru și, legănându-și șoldurile, s-a dus la adversarul lui. Petru a văzut cum se apleacă spre moșul roșcovan și îl sărută pe buze. Acesta, surprins de privirea uimirea lui Petru, a hăhăit, ți-a plăcut regina mea? Bărbatul a lovit-o perita peste fund. Nu-ți fie frică, puștiule, nu-ți iau bani pentru ea. Deși ar merita. Apoi, zâmbetul a dispărut de pe buzele bărbatului, transformându-se într-un rânjet, dar dacă te gândești să nu-ți plătești datoria de joc, atunci ești de vină pe tine. Ține minte, Băieții mei te vor scoate și din pământ. Petru, cu picioarele neputincioase, a ieșit din cazinoul clandestin. A realizat că a fost înșelat ca un copil nătân. Era rușine, supărare și durere. Cu toate acestea, nu era nimic de făcut. La început, Petru a crezut că se va descurca cumva. A scos bani de pe contul din bancă, tot ce avea, apoi s-a ascuns. Petru a încetat să mai comunice cu oamenii, acasă comanda doar mâncare la domiciliu. Cu toate acestea, apoi în ușa lui a bătut nu un curier cu peperoni, ci niște recuperatori profesioniști care, fără a pierde timp cu salutările, au trecut direct la amenințări, ei bani de la șeful nostru, a spus unul dintre ei, mușcându-și vârful unei țigări neaprinse. O să dau toți banii. Doar că am nevoie să adun banii. Suma nu e mică. A implorat Petru. Dar o parte sunt gata să dau acum. S-a repezit în cameră, a adus banii caș, iată jumătate. A doua parte o să dau mai târziu. A explicat Petru, balbând. Desigur, vei da. Dacă vrei să trăiești, atunci vei da. Doar că noi te-am pus deja pe-ci contor țigănesc, dragule așa că te-ai ascuns de noi două săptămâni, iar noi nu iubim pe ăștia. Prin urmare, suma datoriei a crescut ușor. Știi ce este un contor țigănesc? Petru a dat din cap și banditul a explicat cu grijă, când la sumă se adaugă un zero la sfârșit. Hăhăind, banditul i-a spus lui Petru o sumă atât de mare, încât datornicului i s-a întunecat înaintea ochilor. Dar unde să iau atâta? Chiar dacă vând apartamentul și mașina, atunci. a murmurat el. Și ce dacă? a ridicat din umeri larg bărbatul. Dacă în zilele următoare nu vom vedea banii, atunci vei vedea capacul sicriului din partea greșită. Și vei fi încă în viață. Și da, nu te gândi să dai în organele, acolo avem totul lapte și miere. Ai înțeles? Petru. Palid și transpirat, a dat din cap. Îndată ce bandiții au plecat, el a început să decide ce să facă. Dintr-un motiv oarecare, Petru înțelegea că nu-l vor lăsa așa ușor. Suma și înainte era imposibil de suportat, iar acum a devenit cosmică. Nu, așa nu se va face. Cei drept mă vor ucide sau mă vor obliga să lucrez pentru ei. Am auzit despre așa ceva. Apoi vor mai atârna un alt delict pe mine și mă vor trimite la zonă. A raționat băiatul. Trebuie să mă ascund. Să mă ascund. Petru a început să se gândească unde ar putea să se ducă. Prima lui gândire a fost să plece în străinătate. Cu toate acestea, Petru era speriat să meargă undeva și să-și arate pașaportul. Cât timp le va lua bandiților să urmărească unde a cumpărat bilet? Băiatul a avut în gând să sune prietenii, dar și-a dat seama că nu a reușit să-și facă așa ceva. E greu să numești prietenii oamenii care te-au dus în acest cazinou și te-au înșelat. Așa că, ei sunt doar tovarăși de băutură, nu mai mult. Petru se zvârcolea în disperare prin apartament, gândindu-se ce să facă. Și apoi icoana a căzut de pe raft. Dracu! A strigat Petru, speriat iar apoi s-a rușinat când a văzut că blestemă pe sfânta imagine. O, oh, iertați-mă! Am vrut să spun. Ah, mi a, mi s-a dus cu capul, ce-o fi cu mine, că deja vorbesc cu icoana. S-a plecat, a ridicat icoana și s-a mirat. Totuși, ea stătea acolo, stătea, niciodată nu căzuse. Iar acum, iată, un semn, nu altfel. Omul și-a amintit că icoana îi aparținea bunicului său, care locuia în satul Makovka. Mama a dat-o fiului ei, iar Petru, deși nu era credincios, nu a îndrăznit să scape de icoană. Și apoi l-a cuprins o idee. Exact. Makovka. Se spune că, dacă vrei să te ascunzi, ascunde-te la vedere. S-a bucurat bărbatul. El și-a strâns geanta în aceeași clipă și apoi a fugit din casă. Desigur, se uita din când în când înapoi, așteptând să fie urmărit. Dar nu s-a întâmplat așa. Și iată că Petru s-a trezit în Makovka. La lumina unei lumânări găsite, bărbatul a băut o vodcă pentru a-și scăpa de stres. A luat o gustare simplă, pentru că nu luase prea multe lucruri din casă. Durerea de stomac s-a mai calmat. Apoi, Petru, luând o lopată, s-a dus la etajul 2. Acolo, s-a întins gemuit pe o veche pat, acoperindu-se cu multe dintre păturile găsite. În colibane încălzită era fric, dar mai bine decât într-un apartament confortabil, înconjurat de bandiți. Petru s-a tot întors pe o parte și pe alta, gândindu-se la soarta lui. Abia cei se închideau ochii când a auzit un sunet ciudat. La început, conștiința lui care abia se trezise nu a vrut să reacționeze la pericol. Probabil mi s-a părut, a fulgerat o gând firav în mintea bărbatului. El, ca un animal, a încercat să se îngroape mai adânc în păturile. Dacă este bunicul, cum îl chema? Trescând, atunci să mă ia. Sunt obosit, am urmăit bărbatul la final. Cu toate acestea... Apoi, Petru a auzit clar: Crac. Crac. Scărțit. Scărțit, scârțit, scârțit. Iar apoi ceva care se mână cu un suspin. Atunci, ochii lui Petru s-au deschis de groază. El a sărit în sus, ca pe o arcă. Bărbatul a apucat lopata și a dat jos hainele. Cu inima bătând cu putere în piept, s-a ridicat din pat și s-a furișat spre ușă. M-au găsit. Sfiții nenorociți. M-au găsit. A gândit el, strângându-și dinții. Ei bine, nu, nu mă voi preda în viață. Desigur, somnoros, Petru nu putea decide cine, pe la miezul nopții, se strecurase în coliba lui. Fantome sau bandiți? Și cu ce ar fi mai bine să se înarmeze? cu o lopată sau cu o cruce ortodoxă. Doamne, eu am crezut în tine doar atunci când echipa mea de fotbal pierdea. S-a rugat bărbatul în gând. Mă pocăiesc. Am fost nedrept. Dacă ești, atunci ajută-mă, da? Voi fi un băiat bun, promit. Cu aceste gânduri haotice, Petru s-a îndreptat spre întâlnirea cu oaspeteul nepoftit. Cu toate acestea, etajul inferior era liniștit. Desigur, în întuneric era greu de văzut ceva, iar Petru nu a pornit lanterna. Și iată că bărbatul și-a revenit aproape și a decis că, din cauza poveștilor bunicului Macar, i s-a părut prezența unui străin. El a lăsat lopata jos, când a auzit un șuierat în spatele lui. Petru nu a avut timp să se întoarcă. A! Primește! s-a auzit un strigăt războinic, dar foarte subțire, iar apoi Petru a primit cu adevărat. Ceva greu în frunte. Oftând, Petru s-a așezat greu pe podia, ținându-se de cap. În ochii se întuneca. El abia nu a leșinat, întorcându-se. În fața lui stătea o tânără femeie. Cu o burtică mare. Ea era în armată cu o lopată, pe care Petru o văzuse la intrare. Din fericire, fata nu a găsit acolo un topor, altfel capul lui ar fi fost spart ca un pepene. Tu cine ești? A urlat Petru, îndepărtându-se de femeia însărcinată nebună de pe podia, mai departe, spre perete. A târât după el ciocanul, dar nu înțelegea dacă îl poate folosi. La urma urmei, să bată femeile, și mai ales pe cele însărcinate, mama lui îi interzisese. Tu ești cine? A scâncit fata, fluturând lopata, cator cu ciocanul. Ce ai uitat în casa mea? Ești boschetar? Deținut fugar? Mărturisește. Petru a clipit, apoi și-a frecat fruntea. Ok, stai. De ce ar fi casa ta? Îi aparținea bunicului meu, iar acum mie. Ce vorbești? S-a strâmbat femeia. Gândește-te la ceva mai bun. Iar eu între timp voi chema poliția. Nu mint! S-a revoltat Petru. Uită-te, uite, lucrurile noastre sunt acolo. Acolo e portretul. Al bunicului cu bunica. Și mama mea cu ei. Mai bine tu îmi spui, știi pe acești oameni. Femeia însărcinată și-a încruntat fruntea. O privea pe Petru cu același suspiciune ca înainte. Cu toate acestea, totuși. A pornit lanterna de pe smartphone și-a îndreptat-o în colțul potrivit. Petru nu vedea, dar simțea că ea palidea, apoi se înroșea. O! A exclamat ea, lăsând. Lopata și punând degetele la buze. Iată-ți și to s-a revoltat. Și chiar s-a supărat Petru. Și acum cui să sunt la poliție? A. Tu ai comis. Furt cu efracție și mai ales mai atacat. Nu te rog, te rog. A implorat străina. Nu aș fi sunat la poliție. Doar voiam să speri. Nu pot la poliție. Căci. Atunci soțul meu mă va găsi imediat. Are oamenii lui acolo. Cu siguranță mă caută. Makovka. E singurul loc unde nu mă vor căuta. Petru a fost din nou derutat. Femeia însărcinată vorbea cuvintele lui. Iată ce minune! Gândi el. Într-o. Noaptea aici au găsit adăpost doi fugari. Cracnim de durere. Bărbatul s-a ridicat în picioare, nu te teme, eu și eu glumesc. Și ce poliție! Cine va ajunge aici prin zăpadă? Aici s-a oprit. Stai, tu singură cum ai ajuns aici la miezul nopții? Femeia a clătinat din umeri, aplecând privirea, mai întâi cu autostopul, apoi cu autobuzul. De la stație m-au dus până la râu niște oameni buni, iar apoi am mers pe schiuri sunt bună la ele. Petru a oftat. El a privit din nou la burtă. Femeia era clar în ultimele luni. Și a făcut o asemenea călătorie. Se vede că voia foarte mult să fugă. Neînvoluntar, în cap mi-a apărut mama unchiului Fedor, din Prostocva și și a declarat, am ajuns singur aici. Peschiuri. Și ce ai uitat la mine acasă? A întrebat Petru. Păi credeam că am venit acasă la mine. Nu pot să cred că m-am înșelat atât de tare. Am găsit drumul, dar am confundat casa. Toate sunt întunecate, ascunse sub zăpadă. Așa că am intrat pe altă poartă. Dar eram atât de obosită, că nu mi-am mai dat seama și m-am uitat în jur. Am văzut că ușa era deschisă, așa că m-am apucat de lopată. Și baba din a ținea lopată la ușă, da, a clătinat din cap Petru, iar apoi a șuierat, pentru că mișcarea asta i-a dat o durere în tâmple. O, îmi pare rău! A exclamat femeia și s-a repezit la Petru. Stai jos, te ajut! Petru, speriat impulsiv, s-a îndepărtat de femeie. Era prea luptătoare. Dar apoi a cedat rugăminților ei și i-a permis să-l așeze pe canapea. Fata a început să bată peste locul vânăta lui Petru, chiar a adus padă de afară și i-a pus-o pe umflătură. O să ajungă la nuntă. A promis ea, zâmbind. Mi-aș dori să ajung eu însum la nuntă, a mormâit Petru și și-a ridicat privirea spre fața necunoscutei. Atunci a înțeles că ea i-a dat o palmă zdravână. Altfel, de ce fața femeii, care se afla atât de aproape, i s-a părut incredibil de frumoasă? nu se mâna deloc cu Margot. Nu, frumusețea femeii era diferită. Ochii ei erau luminoși, albaștri și curați. Privirea ei era limpede. Pe obraji avea câte o gropță, iar pe nas pistrui. Părul ei era roșcat, împletit în cozi dezordonate. Cum te numești, măcar? A întrebat Petru, stânjenit și tușind. Ecaterina a răspuns femeia și a arătat din nou bărbatului gropițele ei. Pe mine mă cheamă Petru. De ce ai fugit de soțul tău, Ecaterina? Bineînțeles, dacă nu e un secret. În poziția ta ar trebui să stai în spital, nu să alergi prin zăpadă și prin sate. Caterina s-a întunecat la față, pentru că este un om groaznic. A șoptit ea. Face lucruri groaznice. Nu voiam să fiu soția lui. M-au forțat. Iar recent. Recent am realizat că nu pot să nasc acolo. Ar fi făcut ceva cu copilul. Mi l-ar fi luat de la mine, înțelegi? Petru nu înțelegea, dar a dat din cap. Ecaterina nu a mai spus nimic, iar el nu a mai insistat. În cele din urmă, ei, împăcându-se și bând ceai au decis să locuiască în aceeași casă. Totuși, împreună era mai vesel și mai ușor. Fugarii au început să se ajute reciproc. Au învățat împreună subtilitățile vieții de la țară. Ecaterina s-a dovedit a fi o gospodină excelentă, iar Petru încerca să nu se lase mai prejos. Într-o zi, la ei a venit bunicul Macar cu soția lui și a fost foarte surprins să o vadă pe Ecaterina. Și cine este? Soția ta? S-a bucurat bătrânul. Vai, frumusețe! Ecaterina s-a înroșit, stânjenită. Totuși, îi era rușine să spună că locuiește cu un necunoscut sub același acoperiș, însărcinată fiind. Cu toate acestea, Petru a venit la timp în ajutor și a îmbrățișat-o ușor de umeri, Da, soția mea! Ecaterina! Așteptăm un copil! Ecaterina a fost surprinsă, dar nu a obiectat. Ea s-a uitat cu recunoștință la vecinul ei, pentru încă o dată bucurându-se că l-a întâlnit pe drumul său. Bunicul Macar și bunica Asia i-au invitat pe tinerii căsătoriți în vizită. Acolo, în căsuța caldă a bătrânilor, Petru a aflat că Caterina cântă superb. Vocea ei era atât de frumoasă, încât te făcea să plângi și să râzi în același timp. Ea-ți umplea sufletul de căldură, iar pielea ți se acoperia de fiori. Acasă, Petru a recunoscut că nu a auzit un glas mai frumos în viața lui. El era fermecat de cântăreață. Caterina i-a zâmbit trist, așa mi-a spus și el. – Vadic! – Soțul meu! Ia s-a ridicat, s-a apropiat de fereastră și a început să-i spună lui Petru povestea ei. – Eu sunt vinorfelinat! Talentul meu, încă din copilărie, l-a descoperit o profesoară de muzică. Cu ajutorul ei, am intrat la facultatea de muzică, când am crescut. Doar că scena, s-a dovedit, nu este pentru toată lumea. Erau nevoie de bani, iar eu nu i-aveam. Am început să cânt în restaurante, iar mai apoi mă mai ocupam și de cursuri de canto. Era de ajuns pentru o viață. Ecaterina a făcut o pauză, strângându-și curajul. A trecut degetul pe geam, iar apoi a continuat, acolo, în restaurant, m-a văzut vadic. La început mi-a trimis cadouri. Cosuri cu trandafiri, bijuterii, cosmetică, rochi. Doamne, ce nu a fost acolo? Sincer să vă spun, lipsită de așa ceva, la început am fost flatată. Cu toate acestea, Apoi mi-a devenit frică. El cerea mai mult în schimbul cadourilor și al avansurilor sale. Cu cât mai des spuneam, nu îi sau îi returnam lucrurile, cu atât mai mult se enerva. El credea că eu flirtez, probabil. Îmi bat joc. Iar apoi i s-a plictisit, i-a înghițit. M-a răpit după spectacol, m-a dus la un hotel și mi-a luat ce-i trebuia. Am plâns. Dar credeam că acum se va termina totul. El mă va lăsa în pace, va pierde interesul. Doar că m-am înșelat. El nu dorea doar corpul meu, ci aștepta mereu să-l iubesc. Era imposibil. Nici măcar să-l privesc nu puteam. A început să-mi promită că mă va face o vedetă dacă mă voi supune. Îl rugasem să mă lase să plec. Nu mai în zadar. Îi plăceau și lacrimile mele, la fel ca și rugămințile. Se îmbăta de putere. Ecaterina și-a lins buzele uscate. Petru a strâns pumnii, îngrijorat pentru femeie, m-a lăsat în casa lui, închisă ca o pasăre în cuștică, a spus cântăreața. M-am îmbrăcat ca o păpușă, m-a forțat să cânt când îi plăcea. Odată, m-a scos în fața oaspeților săi și mi-a cerut să cânt. Apoi mi-a șoptit la ureche că am de ales, să devin soția lui sau să mă dea prietenilor săi. Printre ei nu era niciun om bun, doar bandiți. M-am speriat atât de tare, încât am ales cel mai mic rău și am devenit soția lui. Am crezut că, mai devreme sau mai târziu, îi va trece cheful să mă tortureze și mă va alunga singură. Dar timpul a trecut, iar el, chiar dacă aducea în casa amante, nu mă lăsa să plec. Pentru că știa că nu-i sunt dragă și se înfuria că nu poate să-mi cumpere dragostea. Petru ar fi vrut să se apropie de Ecaterina și să o îmbrățișeze pe umerii ei subțiri, să o consoleze, dar nu a îndrăznit să facă niciun pas. În secret, am luat pastile ca să nu rămân însărcinată de el, a șoptit ea mai încet și și-a atins burtica. Dar, din păcate, el a aflat și s-a înfuriat. Iar la trei luni am aflat că sunt însărcinată. Mai târziu, în timpul unei certuri, el mi-a spus că îmi va lua copilul dacă nu voi fi ascultătoare. Pe mine mă va da la azilul de nebuni sau la închisoare sau chiar mai rău. A spus că nimeni nu va căuta orfană. Atunci am decis să fug. Dar șansa mi s-a evitat prea târziu. Au apărut probleme pentru el, iar eu, profitând de asta, am plecat. El nu știe de această casă din Macove. Bunica mea mi-a lăsat-o mie, nu mie. Așa că nu a trebuit să o caut. Așa că am decis să fug. Petru, după ce a respirat adânc, a depășit distanța până la Ecaterina și a strâns-o în continuare lângă el. Ecaterina s-a zbătut la început, dar apoi s-a prăbușit și s-a cuibărit la pieptul bărbatului. Și-a sprijinit fruntea de pieptul lui și apoi. Petru. Petru, dă-i drumul. Ea a oftat. Așteaptă, Ecaterina. Ascultă. Petru a șoptit. Știi, cred că sunt în tine. Petru. Mai tare a spus Ecaterina. Peta, și eu sunt îndrăgostită de tine, dar cred că sunt în travaliu. Această mărturisire uluitoare l-a făcut pe Petru să rămână mut, ce? Cum? Acum? A bombardat-o el pe Ecaterina cu întrebări. Se pare că da. A clătinat din cap femeia. Petru a condus-o spre canapia, iar el s-a repezit la bunicul Macar. Bunica Asia a lucrat odată ca asistentă medicală, i-ar fi putut să-i ajute. Afară era furtună și ninsoare, era inutil să sperăm că vor veni doctorii. Toți trei s-au întors în casă când Ecaterina, udată și palidă, a strigat de durere. Baba Asia a început să comande bărbații. Petru a fost nevoit nu numai să o susțină pe Ecaterina, dar și să ajute la naștere. El a fost primul care a ținut copilul Ecaterinei în brațe, în timp ce bunica Asia se ocupa de cordonul ombilical. Nu pot să cred! A oftat Petru, privind la bebeluș. În această clipă, viziunea lui asupra vieții s-a schimbat radical. Ce bani! La ce se gândea el înainte? Lângă el era o femeie minunată și luminoasă, care se strecurase cumva ușor și rapid în inima lui, a dat lumii o nouă viață. Nu era asta un miracol? Și da, Niciunul dintre stațiuni și cazinouri nu se compara cu sentimentul care a apărut în inima bărbatului, de îndată ce în brațele lui s-a aflat un nou om mic. El a pus copilul lângă Ecaterina obosită. El a sărutat pe bebeluș pe cap și a zâmbit. Iar Petru s-a gândit involuntar dacă fiul femeii va avea aceleași căuri minunate? Ei bine, părinți, felicitări! A strigat bunicul Macar, apoi a zâmbit trebuie să sărbătorim, nu-i așa, soție? Trebuie doar să sărbătorești. Bunica Asia a făcut din mână, privind cu afecțiune la familia nou născută. Petru a simțit cu minima îi se clatină când l-au numit tată. Pentru o clipă, s-a gândit ce ar fi dacă așa ar fi totul. El, Ecaterina și copilul. În satul Macovca. De la o astfel de fantezie, sufletul i s-a încălzit. Copilul a fost numit Alexandru. Locuitorii satului, care erau puțini, i-au ajutat pe tânărul părinte cât au putut. Au găsit pe podișuri o și haine. Pașa a ajutat-o și pe Ecaterina. El chiar se ridica noaptea la copil, dându-i ei posibilitatea să doarmă. Cu toate acestea, viața lor nu era totuși fericită. Ambii trăiau cu teamă, temându-se că vor fi găsiți. Dar de data aceasta, soarta le-a zâmbit în drăgostiților. În acea seară, fugarii au fost oaspeți la bunicul Macar. Mergea un televizor vechi, transmitând știrile locale. După ele trebuia să înceapă un meci de fotbal, pe care Petru și Macar Ivanovici voiau să-l urmărească. Ecaterina se ocupa de Alexandru când a auzit vocea prezentatoarei de știri, forțând-o să înghețe au apărut detalii despre cazul arestatului Vadim Gladko, care este acuzat de organele de anchetă de comitere a numeroase infracțiuni deosebit de grave. A raportat prezentatoarea de știri. Procesul va avea loc peste o săptămână. Bărbatului îi se amenință cu închisoare pe viață. Ecaterina a auzit un sunet ciudat și a crezut că a ieșit din pieptul ei. Cu toate acestea, ea a înțeles că și Petru se uita la ecran, șocat, și că el a fost cel care a scos acel sunet. Acesta. Acesta este soțul meu. Auftate Caterina. Petru s-a întors spre ea și apoi a mărturisit. Am fugit de el. Îi datoram bani. Eram. Se priveau unul pe celălalt și înțelegeau că simt același lucru. Ușurare nu-mi vine să cred. S-a terminat totul. A spus cu lacrimi în ochi Caterina. Nu cred. Cu toate acestea, foarte curând de Caterina s-a convins că coșmarul ei a luat sfârșit. La fel și puterea lui Vadim Gladco. Bărbatul a crezut atât de mult în impunitatea sa, încât s-a încumetat să se atace la oamenii care erau prea puternici pentru el a fost prins pentru că a ucis un bărbat influent. Iar apoi pe Gladcoi s-au adus și restul acuzațiilor. Foștii săi prieteni se temeau că el îi va trage în jos cu el, așa că au dat mărturie cu plăcere împotriva lui Vadim. În instanță a venit și Ecaterina. Ea l-a privit pe Vadim pentru ultima oară. Pentru ultima oară și-a spus povestea. Iar apoi a plecat, despărțindu-se pentru totdeauna de trecutul îngrozitor. Au trecut cinci ani. Petru, Ecaterina, fiul lor crescut Alexandru și fica lor mică Alisca trăiau împreună. Ah, da, mai aveau și câinele poftă și pisica Thomas. În ciuda faptului că aveau destui bani, deoarece Ecaterina a primit o avere decentă după divorț, iar Petru a început din nou să lucreze, ei nu s-au întors în oraș. Familia a rămas să locuiască în satul Makovka. Au demolat gardul dintre parcelele vecine, au construit acolo o casă mare, în care gazdele primitoare adesea primeau oaspeți și călători. Mai târziu, previziunile lui Petru au devenit realitate. La Makovka, cu natura sa minunată și cu istoria sa bogată în legende, s-au uitat proprietarii de hoteluri. Odată liniștită căsuța a început să se umple de oameni și turiști. Doar că Petru, în ciuda ofertelor dezvoltatorilor imobiliari, nu vindea pământul. El a înțeles că niciun ban nu merită parcela sa din sat. Acest loc l-a salvat și a oferit adevărata fericire, familia sa. Iar fericirea, după cum se știe, nu are preț.